Tot mai mulți șoferi aleg să apese pedala de accelerație prea tare, astfel riscând să rămână fără permisul de conducere. Au fost suspendate 3146 de permise până în acest moment. În perioada ianuarie-octombrie anul curent, polițiștii rutieri au reținut un număr de 3146 de permise de conducere pentru abateri la regimul rutier privind depășirea limitei legale de viteză, conducere sub influența alcoolului, depășiri neregulamentare, neacordare de prioritate pentru pietoni sau alte vehicule în trafic. Cel mai recent caz a fost al unei șoferițe vitezomane, aceasta conducând cu mult peste limita admisă. La data de 13 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Rovinari au depistat în trafic un autoturism condus de o femeie de 46 de ani din comuna Gogoșu, județul Mehedinți, care circula pe drumul național 66 Bâlteni cu viteza de 121 km/h pe sector de drum cu limita de viteză de 50 de km/h. Oamenii sunt de părere că sancțiunile ar trebui să fie mai dure, deoarece în acest fel pot fi reduse și accidentele. Chiar pentru alcool aș fi și pentru viteză aș fi pe viață. Deci mergi pe oraș sau pe un bulevard cu viteză extraordinar de mare, înseamnă că nu ești conștient. Deci considerați că ar trebui acordate sancțiuni mult mai mari decât suspendate. Părerea mea asta este, pentru că s-a deteriorat foarte mult disciplina în circulație. Cred că da, fiindcă viteza determină o serie de accidente. Cam ce sancțiuni ați vedea dumneavoastră aplicate? Poate măriță perioada de suspendare. De la 3 luni la un an, poate chiar și mai mult. Poate 6 luni, un an chiar. Cum anul încă nu s-a încheiat, numărul permiselor suspendate va crește cu siguranță. Polițiștii sfătuiesc pe conducătorii auto să fie prudenți în trafic.